Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Cafeaua din această sâmbătă o beau dintr-o cană foarte drăguță pe care este imprimată imaginea prințului William și a soției sale, Kate Middleton. Cristi știa că îmi place acest cuplu regal și mi-a făcut o surpriză, mi-a cumpărat această cană nu acum, mai de mult. A cumpărat-o de la un car boot sale și cred că probabil a apărut ca suvenir atunci când s-au căsătorit ei în 29 aprilie 2011, așa scrie pe cană. Ruxandra a fost foarte drăguță când a fost astăvară aici, s-a uitat așa la cană, s-a uitat la poza asta și ne-a întrebat foarte naivă și candidă, așa cum sunt copiii. Zice, ăștia sunteți voi când erați tineri? Zic, da, noi suntem când eram tineri. Deci da, cafeaua din această sâmbătă o beau din cana cu prințul William și Kate Middleton, care acum este prințesă de Wales. Nici nu știu cu ce să încep în această sâmbătă, după cum vedeți, sunt tot în Anglia, mi-am pus această broșă ca o formă de simpatie pentru Anglia, pentru Marea Britanie, o țară pe care eu o iubesc, pentru că fiind aici Cristi, lucrând de atâția ani, am avut multe beneficii, am avut mult de profitat. Cristi s-a simțit întotdeauna bine aici unde este și da, port această broșă când sunt în Anglia ca o formă de drag, de simpatie, după cum v-am spus. Este o broșă făcută de prietena mea, Georgeta Dincă. Fac o mică paranteză. Sunt sigură că ați observat că intensitatea luminii se tot schimbă pentru că soarele intră și iese din nori. Astea sunt condițiile tehnice, este un inconvenient cu care nu am ce să fac. Am lumină naturală și sper să mă scuzați, dar mergem mai departe. Vă spuneam că port această broșă în semn de simpatie pentru poporul britanic. Acum se sărbătorește în această perioadă Remembrance Day, care este o zi a comemorării eroilor. Este o zi în care toată lumea își aduce aminte de eroii care și-au sacrificat viața de-a lungul timpului, începând de la primul război mondial, și ca o formă de a-i onora, lumea poartă în piept niște maci roșii, această floare pe care probabil ați observat-o în imaginile de la televizor. Foarte multă lume poartă macii aceștia în piept, în special persoanele mai în vârstă, adică să zic așa, peste 40-50 de ani. Dar am văzut și la copii, am văzut și la căței. Eu am luat florile acestea din plastic, din hârtie, de la TK Maxx, de la Teshgap. Sunt gratuite, poți să ți le pui în piept și prin acest gest îți onorezi înaintașii care și-au jertfit viața pentru tine, pentru ca tu să ai condițiile pe care le ai acum în Anglia. Și nu doar în Anglia, ci în toată Marea Britanie. Obiceiul a început prin 1918, în orice caz în anii primului război mondial, nu mai știu exact când, dar o să vă las în descrierea videoclipului un articol despre ce înseamnă această zi și cum se sărbătorește și cum se comemorează. Știu că macii aceștia se poartă începând cu ultima vineri din luna octombrie până în 11 noiembrie, când se sărbătorește Remembrance Day, deci ziua amintirii, ziua comemorării, dar se pot purta, bineînțeles, în tot timpul anului. Și mi se pare un gest atât de frumos și o formă de respect pe care, din păcate, noi ca români nu prea o avem față de eroii noștri. Știm însă că se apropie 1 decembrie și atunci parcă ne reînvie cumva sentimentele patriotice. Am văzut la Georgeta Dincă pe Instagramul ei, dar nu am mai găsit acum exact. Cred că am văzut în urmă cu un an, doi sau poate chiar trei, niște broșe tot în formă de inimă, însă făcute cu tricolorul românesc, așa cu roșu, galben și albastru. Și sunt sigură că dacă îi scrieți și spuneți că vreți o broșă în formă de inimă cu tricolorul țării noastre, ea vă poate face această comandă, pentru că nu cred că este așa de complicat. Și dacă vreți să faceți cadou cuiva de 1 decembrie sau chiar să purtați voi în piept, pe reverul hainei, o broșă cu tricolorul României, ar fi un gest binevenit. Deci așa, cu Remembrance Day, cu macii aceștia care se găsesc peste tot și îi poartă toți oamenii, începând de la cei foarte simpli până la casa regală.
Poate ați văzut chiar și regele Charles și soția lui, regina consort Camilla, aveau astfel de maci în piept. Și să vorbim un pic de Anglia, dacă toți sunt aici. Vreau să vă spun că și într-o astfel de țară, care are un nivel de trai mult mai ridicat decât România, criza se resimte foarte, foarte puternic. Adică eu, care nu stau aici și nu am văzut zi de zi ceea ce se întâmplă, am făcut o pauză destul de lungă, din august nu am mai fost, a fost Cristi acasă în septembrie și da, de la sfârșitul lunii august nu am mai fost în Anglia, însă intrând în magazine, în supermarket, am rămas foarte surprinsă să văd o mulțime de rafturi goale. Acum, eu nu spun că nu se găsesc alimente și că este criză cum a fost la noi în anii 80, pe vremea lui Ceaușescu, nu, nici pe departe acest lucru. Însă, categoric, se vede o diferență față de anii trecuți, când intram în Sainsbury's sau în Marks & Spencer, cam astea sunt magazinele unde fac eu cumpărături, și rafturile pur și simplu gemeau de marfă, nu era nici măcar un locșor liber. Acum sunt rafturi întregi care sunt goale, sunt rămase doar etichetele și dacă nu uit, o să vă inserez aici câteva imagini pe care le-am filmat în magazine ca să vă dați seama despre ceea ce spun. Te duci, de exemplu, într-un magazin, cum m-am dus eu, setată să cumpăr niște ridichi, pentru că ne plac foarte mult ridichile, mai ales primăvara și toamna. M-am dus la Sainsbury's și nici prin cap nu mi-a trecut că nu o să găsesc ridichi. Cu o zi înainte cumpărasem, sau cu 2 zile înainte, și pe urmă, peste 2 zile când m-am dus, era numai eticheta cu prețul ridichilor, dar nici urmă de punguțe cu ridichi. Și la Lidl situația este aceeași ca la celelalte magazine, ca la celelalte supermarketuri. Știți că eu sunt mare fan Lidl în România. În Anglia mai puțin, pentru că să știți că Lidl în Anglia este un magazin mai, nu știu cum să zic, dar este mai murdar decât în România. Adică de câte ori am fost la Lidl în Anglia, am văzut o grămadă de ambalaje aruncate așa aiurea și parcă vânzătorii nu sunt așa de amabili. În orice caz, dacă ar fi să fac o comparație între Lidl România și Lidl Anglia, Lidl România cu siguranță ar fi undeva mai sus. Dar altceva voiam să vă spun, că am fost la Lidl, am filmat acolo și am făcut un mic haul de cumpărături. Nu știu exact când o să public acel haul, dacă o să fie înaintea acestui video sau după acest video. În orice caz, aveam o listă făcută și două lucruri esențiale nu am găsit. Nu am găsit prosoape de bucătărie, de niciun fel. Erau trei branduri, deci trei etichete. Înseamnă că ar fi trebuit să aibă trei tipuri de produs din ăsta de prosoape de bucătărie. Nu era de niciun fel. Și am vrut să cumpăr apă minerală, apă carbogazoasă, apă simplă și nu am găsit, nu era de niciun fel. Era doar ceva cu aromă de lămâie, care, bineînțeles, nu mi-a trebuit. Deci nu am găsit două produse care erau pe lista mea. Și tot așa erau multe
multe rafturi goale sau locuri așa pe raft care ar fi trebuit să fie pline cu marfă și marfa lipsea. Apoi este o diferență foarte mare din punct de vedere al luminii. Se face economia la curentul electric și lumina este foarte slabă în unele magazine. Acum, nu zic că în toate magazinele. Vorbesc din experiența mea proprie și de magazinele în care eu am intrat. Am intrat în Sainsbury's, un magazin mai mic lângă autogara din Coventry și pur și simplu era o lumină chioară, adică se vedea așa cumva că este sărăcie sau că se face economie exagerată la curentul electric. Acum, nu este rău să faci economie în orice perioadă, indiferent că este perioadă de criză sau nu este perioadă de criză, nu este cazul să lăsăm luminile aprinse așa fără nici o justificare, fără niciun rost, dar așa cumva parcă ai un sentiment de apăsare. Și Cristi a început să facă economii importante la curentul electric, el căruia nu-i păsa niciodată câte becuri erau aprinse în casă, pleca din cameră și lăsa televizorul deschis. Așa a fost întotdeauna, el nu a fost învățat cu economia, cum am fost eu învățată de la liceu din anii pe care i-am trăit în internat și striga pedagoga după noi tot timpul să stingem luminile pe unde trecem. Ei, și la el acasă aici în Anglia, știu că pleca de acasă, pleca până la magazinul din colț să-și cumpere pâine și lăsa toate luminile aprinse în casă, lucru pe care eu nu prea l-am înțeles niciodată și mereu eram cu gura pe el să stingă luminile. Ei, acum, de câte ori pleacă de acasă și le stinge. El are și încălzirea pe bază de curent electric, avea până anul trecut un calorifer electric, care făcea față foarte bine, nici nu este foarte frig în Anglia, a rare ori temperatura scade sub zero, cel puțin aici în zona în care locuiește el. Avea un calorifer electric care consuma 2000 de W, cam asta era puterea lui, 2000-2500 de W. Sigur că nu mergea în permanență, că avea un termostat, că știți, caloriferele electrice cu ulei pornesc, se încinge uleiul acela și pornă se opresc, dar cam asta era puterea. Ei, anul acesta a renunțat la acest calorifer și și-a cumpărat un panou electric din acela cu infraroșu, cred că se numește. Da, panou radiant cu infraroșu, panou smart, care are un consum de 500 de W, deci de 5 ori mai puțin decât caloriferul pe care îl avea în trecut. Și acesta face față. Este un panou care se pune pe perete, arată ca un televizor plat, este un panou alb. Și deocamdată este în regulă. Acum temperatura noaptea este cam de 4 grade, dar cred că așa o să fie și în decembrie-ianuarie, v-am spus, a rare ori îngheață aici în Coventry. Și în afară de asta, de ce simt eu că este criză destul de mare în Anglia? Faptul că au crescut foarte mult prețurile. Acum eu nu știu exact prețul la curent cât a crescut. Știu că au crescut mult prețurile și la curent, dar neplătind eu factura nu pot să fac așa o estimare, să văd cât mi-ar fi afectat mie bugetul. Însă am observat la prețurile alimentelor. Eu am așa o capacitatea de a ține minte prețurile la alimentele care mă interesează și știu exact, de exemplu, anumite prăjituri pe care le cumpăram. Este un cheesecake cu portocale, nu cu portocale, cu mandarine pe care îl cumpăram, unde prețul a crescut cu vreo 30-40%. Știu exact pâinea pe care o cumpăram anul trecut, în vară, era 1,20 lire, acum este 1,90 lire, deci a crescut foarte mult prețul și la pâine. A crescut prețul la, stai să mă gândesc ce mai cumpăram eu, la ciocolată, la înghețată, uleiul. Și la noi a crescut prețul la ulei, știți, de la 3 lei și ceva la 10 lei și ceva, prețul la unt și nu mai sunt atât de multe sortimente din fiecare produs cum erau înainte. Deci prețurile la alimente au crescut exagerat de mult și asta am observat din propria mea experiență prin magazine. Acum la alte produse, nu știu ce să vă spun dacă au crescut sau n-au crescut prețurile la încălțăminte, haine și așa mai departe, pentru că eu întotdeauna sunt setată să găsesc reducerile cele mai mari și una dintre devizele după care mă ghidez este să nu plătesc niciodată prețul întreg, never ever pay full price. Știu că ăsta era un slogan de la un magazin din Statele Unite, Marshalls, parcă se numește.
Și Cristina, când s-a întors în urmă cu mulți ani în Statele Unite, a păstrat eticheta aia și o am și eu acum într-un carnețel acasă și mereu mă uit și știu că never ever pay full price, mai ales când vine vorba de ceva de care nu ai neapărat nevoie. Nu am făcut eu foarte multe cumpărături de data asta, de fapt, în general încerc să mă limitez la a face cumpărături impulsive și vreau să cumpăr doar lucruri pe care mi le doresc cu adevărat și la care m-am gândit și de care am nevoie, pentru că da, am deja foarte multe și haine și pantofi și accesorii și nu mai este cazul. Îmi cumpăr doar dacă îmi doresc ceva foarte, foarte mult. Dar totuși o să vă arăt ce mi-am cumpărat în această vizită în Anglia și o să încep cu niște mărgelușe, niște perle. Un șirac de perle mi-am cumpărat. Acum știți că se poartă foarte mult perlele. Eu întotdeauna am purtat mărgele și perlele au fost preferatele mele. Primele perle le-am primit de la Moș Nicolae când eram în clasa 7-a și acum mi-aduc aminte perluțele acelea frumoase pe care mi le-a cumpărat mama. Perlele acestea nu sunt naturale. Le-am cumpărat dintr-un second hand, chiar ieri le-am cumpărat și cred că au o vechime foarte mare. Eu cred că perlele acestea au vreo 50 de ani și spun lucrul acesta în deplină cunoștință de cauză după închizătoarea pe care o au și pe care o recunosc ca fiind foarte la modă în anii 70, când eu eram copil. Și mergeam și împreună cu tata cumpăram cadouri de 8 martie sau de Crăciun pentru mama. Am pus mărgelușele pe un fond negru ca să le puteți vedea mai bine și să puteți vedea această închizătoare care este păstrată în condiții foarte bune, arată foarte bine, nu este deloc oxidată. Iar închizătoarea asta se poate purta fie aici în față, ca un detaliu care să atragă atenția, pentru că este foarte frumoasă, fie la spate și să arate ca niște perle obișnuite. Sunt destul de scurte, deci șiracul este destul de scurt, ceea ce îmi place foarte mult, vine la baza gâtului. Și nu știu dacă v-am spus, 2 lire au costat perluțele astea și mi-au plăcut atât de mult încât din prima am sărit pe ele. Am colindat eu așa mai multe second hand-uri, însă nu am cumpărat decât mărgelele astea. Am văzut și niște pulovere foarte drăguțe, foarte frumoase. Mi-aș fi luat, însă am eu acum un principiu, de câte ori cumpăr un pulover sau o haină sau o pereche de pantofi, trebuie să donez un obiect pe care îl am deja acasă, pentru că nu mai vreau să îmi umplu iarăși dulapurile. Și cum nu am ce să donez, adică toate puloverele pe care le am îmi plac și țin la ele, am renunțat la a mai cumpăra acel pulover portocaliu era și am plecat eu de acolo așa cu o mică părere de rău, dar pe de altă parte mulțumită că nu m-am lăsat cuprinsă de febra cumpărăturilor. Am făcut totuși și niște cumpărături de haine. Am văzut eu o bluză pe Jules. Jules este un site care și magazine fizice, evident, are prețurile așa un pic mai mari decât media, deci nu se compară cu Primark, de exemplu. Este un brand care are haine de calitate și am văzut eu o bluză verde, un verde din ăla tare, un verde iarbă, astăvară, era 44 de lire, o bluză cu mânecă scurtă, deci era un pulover foarte subțire, cu mânecă scurtă, ceva între tricou și pulover, dar tricotaj. Și mi s-a părut un preț exagerat, 44 de lire. A scăzut apoi prețul la 27 de lire, a intrat la reduceri și tot mi s-a părut mult. Și am găsit pe urmă, uite că iară s-a schimbat lumina asta foarte tare, îmi pare foarte rău, dar nu am ce să fac. Este sau o lumină foarte puternică, îmi intră soarele în ochi sau este întuneric. Asta este bluza de care vă spun și pe care am cumpărat-o de pe eBay, nouță cu etichetă. Asta este brandul Jules. Da, 44,95. Un preț mare. Deci da, am găsit bluza pe eBay cu 13 lire am luat-o cu transport, inclusiv, de fapt, transportul era 0. 12,95 lire. Asta este cu mânecă scurtă. Și este așa un tricotaj. Compoziția este
42% acrilic, 35% poliester, 13% linen in, era să zic lână, in, lână se zice wool, și 10% poliamidă. Deci aproape 100% este sintetic, doar 13% are in. Nu înțeleg prețul, nu înțeleg justificarea prețului, însă brandul se plătește. Asta este bluza pe care o pot purta și vara, pentru că este foarte subțire, dar și iarna, atunci când stau în casă și dacă îmi iau un maio pe dedesubt, mi se pare foarte potrivită. Și mi-am mai cumpărat un cardigan, pe care nu o să-l port cardigan, ci o să-l iau ca și o bluză de sine stătătoare. Asta am luat-o din TK Maxx, nu în sesiunea în care am filmat și în care m-ați întrebat ce mi-am cumpărat. Atunci am fost prea ocupată cu filmarea și am stat, cred că, o oră în magazin și am tot filmat. Chiar se uita paznicul acela de la intrare, care supraveghează să nu se fure. Ce fac eu acolo că tot filmez, mă tot învârt? Este un cardigan, după cum am spus, că nasturii aceștia se deschid. Este de la un brand de designer, DKNY, Donna Karan, New York. A fost 15 lire, dar nici nu valorează mai mult de 15 lire, pentru că practic este un pulover din acril. Este cu mânecă 3 sferturi, este o culoare neutră, un bej, care mie îmi place foarte mult. Îmi plac culorile neutre și mi se pare că în combinație cu alb, deci cu o fustă albă sau cu o pereche de pantaloni albi, merge foarte bine. Și faptul că are mânecă 3 sferturi îmi place nespus de mult. Deci, practic, nasturii ăștia nu cred că o să-i deschid niciodată. Și da, acesta este celălalt obiect de îmbrăcăminte pe care mi l-am cumpărat. Iar pentru astea două pe care le-am cumpărat, deja știu ce o să donez acasă, ca să îmi, nu ca să-mi eliberez, ca să-mi mențin dulapurile la capacitatea optimă. Dacă țineți minte, anul trecut am cumpărat niște căsuțe de la Marks & Spencer, niște căsuțe decorative din tablă, absolut inutile. Niște decorațiuni. Acum, decorațiunile poți să zici că sunt inutile în sensul că nu le folosești ca să mănânci sau să bei sau să supraviețuiești cu ele, dar îți fac viața mai frumoasă. Am două căsuțe acasă care sunt mult mai înalte decât astea. Asta are înăuntru, că au și ceva înăuntru. Anul trecut au avut ceai, parcă. Asta are hot chocolate, deci un praf de ciocolată. Nu beau niciodată ciocolată caldă. Și este mult mai mică decât cele pe care le am, adică mult mai puțin înaltă. Are înăuntru o luminiță care merge cu baterie, un LED. O să scot praful acela de ciocolată, văd eu ce fac cu el, cu el dau să îl bea, poate îl duc la foștii colegi de serviciu de la birou, pentru că v-am zis, nu beau ciocolată caldă niciodată. Și o să o pun lângă celelalte căsuțe pe care le am acasă, tot în ideea de a-mi decora casa înainte de Crăciun. Și o singură cumpărătură impulsivă am avut, dar cum să zic eu, impulsivă, dar m-am gândit eu de ceva vreme. Îmi plac foarte mult obiectele din lemn și în special lingurile din lemn. Și când am văzut lingura asta, nu am putut să rezist. Am luat-o dintr-un magazin care se numește Waitrose. Este un supermarket, un pic mai mai scump, așa, de un nivel mai ridicat. Este de la John Lewis, care și ăsta este un brand scump. A costat 6 lire, deci a costat mult. 6 lire înseamnă peste 30 de lei o lingură de lemn, dar mi-a plăcut atât de mult forma, faptul că este așa mai scobită, este ca o lingură din care chiar, cu care chiar poți să iei mâncarea. Și de mult îmi doresc o astfel de lingură. Știu că sunt, cel puțin la Turda, acolo unde locuiesc eu, sunt mulți vânzători ambulanți care vând linguri din lemn. Nu prea cumpăr, pentru că am 2-3 care îmi sunt suficiente, dar de multe ori le dau așa câte 10 lei, că știu că săracii vai de capul lor stau acolo în frig și destul de greu ca să lucreze lingurile astea de lemn. Nu le fac așa frumoase și nu atât de mult îmi plac cum mi-a plăcut lingura asta pe care am dat o grămadă de bani, vreo 30 și ceva de lei, dar na, asta mi-a plăcut și știu cu siguranță că o să o folosesc până la sfârșitul vieții. Și ce mi-am mai cumpărat? Doamne, asta chiar sunt niște chestii de copii, niște pixuri cu glitter, cu sclipici, ca să scriu în agenda. Din astea sunt și la Lidl, am văzut de multe ori, se găsesc peste tot, dar acum mi s-a pus mie pata că trebuie să îmi înfrumusețez agenda și să o fac așa mai festivă de sărbători și mi-am cumpărat niște pixuri cu glitter.
Cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut eu în Anglia deocamdată. Ba nu, mi-am mai luat și o pijama de la Marks & Spencer, o pijama în carouri foarte faină, foarte, foarte faină. Nu pot să vă arăt pe cât truc am purtat-o deja, o să o las aici pentru perioada de iarnă în care stau, dar este așa în culori din astea crăciunistice, adică cu roșu, cu verde și cu un pic de alb în carouri, este cu rever, cu nasturi în față și este așa groasă, este o pijama de iarnă. Intermittent fasting-ul pe care l-am început în 29 septembrie, dacă bine țin minte, trebuie să mă uit în agenda că mi-am scris acolo când am început. Merge foarte bine, m-am obișnuit așa de mult cu acest, nu-i zic regim alimentar, ci stil de viață. Mă simt extraordinar de bine, nu îmi vine să cred că nu am mai avut arsuri la stomac, nu am mai avut aciditatea aceea neplăcută, decât o singură dată, deci într-o lună și jumătate, o singură dată, eram aici în Anglia când am mâncat pe la 5 și jumătate după masa seara, am mâncat niște șnițele, am mâncat două șnițele cu pâine, deci prăjală, și așa un pic am avut o senzație neplăcută, nu a fost nevoie să iau dicarbocal, dar așa un pic am simțit, dar în rest nu am simțit niciodată sau nu am mai simțit niciodată senzația aceea că trebuie neapărat să iau un dicarbocalm ca să îmi calmeze stomacul. Foarte, foarte bine mă simt și cred că o să țin acest regim în continuare mult și bine pentru că este... mi se potrivește foarte, foarte bine. Încă nu m-am obișnuit chiar perfect cu dimineața, dacă mă trezesc mai devreme, dacă mă trezesc pe la 6 și jumătate, 7, îmi este destul de greu să stau până la ora 10 fără să mănânc nimic, pentru că mie dimineața mi-e foame, seara nu am nicio problemă. Însă am început să mai îmi fac câte o cafea și m-am obișnuit să o beau fără zahăr. Zice că poți să bei cafea sau ceai fără zahăr în perioada de post, în perioada de fasting, pentru că nu au calorii. Și am început să mai fac câte o cafea și văd că pot să o beau și fără zahăr, foarte bine, foarte liniștită. Nu îmi fac în fiecare zi cafea, dar din când în când, când chiar simt că nu mai pot de foame, un pic de cafea îmi calmează așa partea de creier care cere de mâncare. Da, cam atât cred că a fost pe ziua de astăzi. Nu cred că mai am noutăți, nu cred că voiam să vă mai spun ceva nou. Poate că aștept să se termine lumânarea aceea din spate care mai era așa un pic de ceară și să încep lumânarea nouă pe care am cumpărat-o tot la această vizită în Anglia și pe care v-am mai arătat-o. Asta este și are trei fitile. Vai, și miroase așa de frumos cum am desfăcut-o deja și am simțit mirosul. Deci aștept să se termine lumânarea aceea și cam da, cam astea sunt noutățile. Se simte criza în Anglia destul de bine. Nu știu unde se simte mai bine, în România sau în Anglia, dar cred că toată Europa are anumite îngrijorări despre cum vom trece această iarnă. Eu vă doresc să o treceți cu bine, să fim sănătoși, că în rest ne descurcăm noi cumva. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!